Victor Ponta s-a autosuspendat din funcția de președinte PSD, iar scrisoarea de suspendare a publicat-o pe pagina proprie de Facebook. Există însă și o situație nouă, specială, față de care trebuie să reacționez. Președintele PSD este anchetat de DNA. Nu contează cum și de ce. Și alți colegi ai noștri au renunțat temporar la funcțiile politice pentru a-și lămuri situația juridică. Iar eu nu pot să cer altora să facă un sacrificiu pe care eu nu sunt dispus să mi-l asum. Pentru a nu lăsa ca această situație să afecteze PSD, va aduc la cunoștință decizia mea de a nu mai ocupa nicio funcție de conducere în partid până la momentul în care îmi voi demonstra nevinovăția față de acuzațiile aduse. În ceea ce mă privește, nu funcționează prezumția de nevinovăție prezumată de Constituție. În cazul în care nu voi avea o soluție a justiției în acest sens până la data Congresului PSD, nu voi candida la nicio funcție și voi lupta din simplă și onorantă calitate de membru de partid, a spus Victor Ponta în postarea sa de pe Facebook. Autosuspendarea vine în contextul demarării anchetei DNA în care este vizat Victor Ponta în perioada în care era avocat. Azi, Victor Ponta s-a prezentat la DNA, însă a refuzat să dea declarații în fața procurorilor. Imediat după aceea, DNA a pus sechestru pe o parte din averea lui Victor Ponta. De remarcat că Victor Ponta a fost cel care a propus ca PSD-știi cu funcții de conducere în partid, care au probleme cu legea, să se autosuspende până la rezolvarea acestora. Victor Ponta a fost inițiatorul unei decizii a conducerii PSD potrivit căreia toți membrii cu funcții de conducere care au probleme în justiție să se suspende din funcțiile pe care le ocupă în partid. PSD cred că trebuie să-și desemneze o conducere interimară în forurile statutare, a precizat Tiberiu Marc, președintele PSD Sălaj pentru Regio TV Transilvania.